George, ne mai despar câteva zile de reluarea părții a doua sezonului. Pregătiți acum meciul cu Universitatea Craiova. Da, într-adevăr, meciul de luni este foarte important. Avem 9 finale de jucat pentru a ne îndeplini obiectivul acela de a intra în play-off. Da, o să fie niște meciuri foarte grele, dar sperăm să trecem bine peste ele și să ne îndeplinim obiectivul la sfârșit. Un cantonament scurt, dar intens, 2 săptămâni de pregătire, mai puțin ca în alți ani. Da, într-adevăr. Am avut și, cred eu, mai puține zile libere. N-am pierdut așa mult, să zic, în vacanță și am lucrat foarte bine acum în cantonament și zic eu că o să ne fie de folos acest cantonament pe care l-am făcut și o să ne ajute pe parcurs în campionat. Cum te simți după această perioadă de pregătire? Ești în plenitudinea forțelor? Da, vă dați seama, destul de obosit pentru că s-a lucrat foarte intens și a fost destul de greu, dar zic eu că până la meciul de luni o să fim toți foarte bine și o să fim la capacitate 100%. În actualul sezon ai punctat doar în meciurile cu Dinamo, să propui mai multe goluri? Da, vă dați seama, îmi doresc, pentru că sunt un atacant, îmi doresc să înscriu, să dau pase de gol colegilor mei și eu spun că anul ăsta o să vedeți o schimbare la mine. Un mesaj pentru fanii constanțeni care cu siguranță vă vor susține în continuare? Da, ne dorim să vină număr cât mai mare, chiar dacă, din câte am înțeles, nu pot să fie la capacitate maximă, să ne susțină așa cum am făcut până acum și sunt sigur că o să-i facem fericiți pe toți.